Deschidem din nou cuvântul Domnului la epistola lui Iuda și suntem încă în versetul 11, care, îl recitim, sună în felul următor: Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui core, amen. Este bine, este biblic și și înțelepciunea umană de acest fapt ne ajută să ne aducem aminte dacă repetăm anumite lucruri. În epistola sa, Iuda, acest evanghelist și scriitor biblic, inspirat de Duhul Domnului, ca să ne atragă atenția asupra apostaziei sau lepăderii de credință din vremurile din urmă, se folosește în explicațiile lui de patru personaje biblice. Trei din acestea sunt personaje negative. Este Cain, calea lui Cain. Este Balaam, rătăcirea lui Balaam este core, este rebeliunea lui core. Iar cel de-al patrulea este Enoch, un personaj pozitiv. Primul om dintre cei născuți sub soare care n-a văzut moartea și a fost răpit la cer. Este în acord cu cuvântul Domnului ceea ce Iuda face când spune că trei s-au lepădat de credință au căzut în apostazie și doar unul s-a dus la cer. Este în acord cu ceea ce spune de fapt Sfântul Apostol Pavel, când în 2 Corinteni 2 cu 17 spune Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți. Și anume, două treimi din ei, din cei ce se ocupă de cuvânt, nu numai predicatori, și din cei ce sunt membri în biserică, două treimi îl strică. Pentru că spune cuvântul, unii îl prezintă din slavă de șartă, ca să se arate cine sunt ei, alții din duc de ceartă. Și abia a treia parte din întreg se ocupă de cuvânt să învețe, să laude pe Domnul, să înalță pe Domnul. În seara aceasta aici la Emanuel, ori în seara aceasta, în ziua de astăzi, când veți urmări pe internet sau la televiziune, pentru că se vor transmite, ne vom ocupa de ceea ce Duhul Domnului numește prin Iuda rătăcirea lui Balaam. Deci acesta este seminarul din această seară, rătăcirea lui Balaam. Este al doilea apostat după Cain pe care Duhul Domnului îl prezintă ca și un subiect special de studiu pentru zilele din urmă, ca un caz de studiu. Balam apare pe scena istoriei lumii la sfârșitul celor 40 de ani de pribegie ai lui Israel prin pustiul Sinai, în momentul în care s-a apropiat de Iordan, după ce a înfrânt pe doi împărați urieși, pe Og și pe Sihon, împărați amoriți, Descendenți din Nefilim, din Urieș, această rasă uh, pervertită, jumătate oameni, jumătate demoni. Și faptul că Israel a reușit să bată pe acești doi împărați urieși de care se temeau toate regatele cananite, groaza Domnului a apocat pe cananiți, inclusiv regatul Edomului. Și în Edom, pe vremea aceea, când Israel era la Es de Iordan, față în față cu Ierihonul, împărat era Balak. Și acest împărat, care are noțiuni despre Dumnezeu, știe puterea divinității, măcar că ei se închinau la zeități false, e Domnul Moabul, vorbim de împăratul Moabului, se închinau la zeități false. Și de aceea, Biblia vorbește despre Chemosh, Zeul Moabului, ca și un Dumnezeu sângeros care cerea jerfe de sânge, copiii să fie aduși ca jerfă, ca sacrificiu, și mai târziu Israel a căzut în această cursă. Moabiții în vremea aceea s-au unit cu Madianiții. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului din numer 25, 1 la 18, uh, Madianiții erau un popor nomad care s-au așezat în diferite locuri în Orientul Mijlociu, dar în perioada aceea când Israel este lângă uh, Moab, uh, Madianiții sunt asociați cu moabiții și sunt gata să se ridice împotriva lui Israel și de fapt, de-a lungul istoriei, madianiții au fost un popor care au urit de moarte pe Israel. Un dușman perpetu, număr 25, 16 la 18. Baram, pilda de apostazie din exemplul lui Iuda, a făcut cel puțin două greșeli. Sigur, noi, noi, ne vom uita la toată rătăcirea lui în această seară, pentru că vrem să știm ce este rătăcirea lui Bala. Dar două, două, greșeli mari a făcut el, din care au pornit apoi celelalte aspecte ale rătăcirii lui. Prima greșeală, el a slujit pe Dumnezeu pentru câștig. Ce însemnează aceasta? Nu semnează că, așa cum zice Apostolul Pavel, dacă slujești din Evanghelie, nu trăiești din Evanghelie. Nu. Balam s-a gândit la altceva: că el poate manipula pe Dumnezeu pentru câștiguri aparte în Evanghelie, în mesajul sfânt, în mesajul profetic. Și a doua greșeală pe care a făcut-o Balaam a învățat pe Moabiți cum să corupă pe poporul Domnului, pe Israel, prin uh, uh, alterarea cuvântului lui Dumnezeu, prin Senzualism și prin adoptarea idolatriei ca un sistem de închinare. Deci, chiar dacă la început Balam s-a portat ca un om care iubea cuvântul, după cum vom vedea, el a încercat să altereze, să schimbe cuvântul Domnului. O greșeală în care se cade, și astăzi, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Uitați ce spune, de fapt, Iosua 24 cu 9 la 10a sau partea 1. Balak fiului Țipor, împăratul Moabului. S-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel, a chemat pe Balaam fiul lui Beor ca să vă blasteme, dar versetul 10 spune, dar n-am vrut să ascult pe Balaam, Balaam știa că nu poate să blasteme, pentru că și mărturisește la un moment dat, cum să blastăm eu? Știa că nu-i voie să blasteme, știa că nu poate să blasteme. Știa că Dumnezeu a binecuvântat pe Israel, avea această descoperire. Însă, aceasta a fost greșeală, cum am spus, pentru că știg, el a încercat să schimbe cuvântul lui Dumnezeu pentru aur mai mult, argint mai mult și să schimbe în blestem binecuvântarea Dumnezeu, ceea ce nu se poate și de aceea spune că Dumnezeu s-a mâniat pe el. Faptul important și interesant când te gândești este acesta, Balaam face parte din lista celebrităților răsăritului. El face parte din lista lui Iov, fiul al răsăritului, care are o relație cu Dumnezeu, nu? cum nu mai găsești în paginile Sfintelor Scripturi. Balaam face parte din lista lui Melchisedec, un alt fiul al răsăritului despre care Biblia vorbește și în Noul Testament și despre care spune că tocmai preoția lui Isus Hristos se aseamănă cu uh, a acestui om. Balaam face parte dintr-o altă listă celebră, un alt nume alături de un alt nume celebru, Avraam este un fiu al răsălitului, nu el, vine din Babilon, din Ur. Iată o listă de celebrități, dacă vrem să vorbim în termenii de astăzi, care cunosc pe Dumnezeu cum nu cunoaște nimeni. Și tocmai de aceea, căderea pe care o face Balam este o cădere care trebuie să vorbească generației de astăzi, obișnuită cu această poveste, odată mântuit, totdeauna mântuit. Această generație trebuie să se trezească și trebuie să se uite în cuvântul lui Dumnezeu. Despre păcatul lui Balam ne amintește și Sfântul Apostol Petru, 2 Petru, 2 cu 14 la 20 și de asemenea ne amintește Sfântul Apostol Ioan în Apocalips 2 cu 14. Dar haideți să vedem trei lucruri principale legate de acest om, de acest caz de studiu pe care noi trebuie să-l luăm în considerare ca să ne putem păstra mântuirea, să ne putem păstra credința. Și dacă vom muri, până nu vine Domnul nostru Isus Hristos, să murim cum spune Balam, o de a muri de moartea cui? Celora neprihăniți. Și sfârșitul meu să fie ca al lor, Balaam știe care e sfârșitul celor neprieniți, pentru că și el a fost nepreenit o vreme, dar a trăit viața celor cu fără de lege. Ne vom uita la trei lucruri. Primul, avantajul și caracterul lui Balaam. Avantajul și caracterul lui Balaam este avantajul și caracterul multora dintre noi în aceste zile. Primul lucru pe care trebuie să spunem este acesta, că Balaam a fost un ghicitor. Deci în anii lui de formare, el a fost un ghicitor. Lucra cu diavolul, lucra cu cel rău. Nu cunoaștem însă detaliile în care Balaam a descoperit credința în Dumnezeu. Descoperind credința în Dumnezeu, el s-a convertit. Și vom vedea argumente pentru care el a fost convertit, un profet adevărat. Și odată convertit, Dumnezeu l-a folosit pe Balaam să fie unul dintre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor. Pentru că, gândiți-vă dumneavoastră numai la aceste scene. Cine a mai vorbit ca și Balaam despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos? îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob. Un toiac de cărmuire se ridică din Iuda. De unde avem scena aceasta mondială cu steaua? E de la Balan. Deci el a rostit cea mai uimitoare profeție despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. A rostit unele dintre cele mai uimitoare profeții despre anticrist, Uitați-vă, în numeri 24, 23 la 24 cu Daniel, 11 cu 30, am să citesc pentru dumneavoastră acest pasaj uh, comparativ ca să uh, să putem și să, să faceți o legătură și să, să, ne, să vă dați seama împreună cu mine uh, despre ceea ce uh, vreau să, să, să vă vorbesc. Deci, în numeri 24, versetele 23 la 24, zice așa. Balam a rostit următoarea prorocie. Vai, cine va mai putea trăi când va face Domnul acest lucru? Este vorba deja de necazul cel mare. Dar auziți ce spune. Dar niște corăbii vor veni din chitim, vor smări pe asur, vor smări pe eber și la urmă vor fi nimicite și ele, zice el. Auziți ce spune Daniel 11 cu 30 ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, este împotriva lui Anticrist, iar el, desnădejduit, se va întoarce înapoi, apoi mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sin, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt, spune mai departe, va face lucruri nemaipomenite, se va ridica împotriva poporului sfinților și îl va nimici, îl va zdrobi. De ce spune Balam, cine va rezista la aceste zile? Detalii extraordinare despre Anticrist. Când nu se purea, vorbea despre așa ceva, poporul Domnului era numai în formare. Și apoi mai există un detaliu pe care îl dă Balam despre necazul cel mare în sine, numărul 24, versetele 17 la 24. Când, după ce spune, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o steară sare din Iacob. Un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Ia auziți? El străpunge laturile Moabului, deja suntem în război, și prăpădește pe copiii lui Set. Se face stăpân peste Edom. Citiți-l pe, din nou pe, uh, pe Daniel. Uitați-vă în versetul 41 din Daniel 11. Va intra în țara cea minunată, este vorba de Anticrist. Și zeci de mii vor cădea. Dar auziți ce spune Daniel, exact cum spune Balam. Dar Edomul, și ce spune aici? El se va face stăpân peste Edom. Se face stăpân pe Seir, este Amonul, Vrăjmașul lui Israel face, șapte, face fapte mari. Zice, dar Edomul, Moabu și fruntașii copilor lui Amon vor scăpa de mâna lui. Anticrist nu va putea ocupa tocmai trei regate mici. E Domnul, și Amon. Iordania de astăzi. Acolo nu va putea să-și pună piciorul. Pentru că acolo va avea piciorul Domnului Iisus Hristos. Papocul lui va fi acolo, după cum știți. Cel ce se naște din Iacob domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Balam a văzut pe Amalek și a rostit următoarea profeție. Amalek este cel din dintre neamuri, dar într-o zi va fi nimicit. I-a văzut pe Kenit și a rostit următoarea profeție. Locuința ta este tare de tot și cuibul tău este ascuns pe stâncă, dar Cain va fi pustit până ce te va lua prins Asur. Balam a rostit următoarea profeție. Vai, cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu aceste lucruri? Detalii formidabile, pe care numai Dumnezeu le știe. Deci, Balam are un avantaj extraordinar. Când el se convertește, se convertește cu adevărat și cunoaște cuvântul Domnului, cunoaște tainele lui Dumnezeu. El are trei avantaje. Primul, a comunicat cu Dumnezeu, deci a vorbit cu Dumnezeu. Numer 22, versetele 9 la 13. Dumnezeu a venit la Balam și a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care ai la tine? Balam a răspuns lui Dumnezeu, Balac fiul lui Țipur, împăratul Moabului, a trimis să-mi spună. Deci uitați ce avantaj are el să vorbească cu Dumnezeu. Cine nu și-ar dori un avantaj de felul acesta, nu? Să ai mereu vise, să ai mereu vedenii și să poți să stai de vorbă cu Domnul. Balam a avut acest avantaj. Aceasta înseamnă har și privilegiu. Aceasta înseamnă Avantajul acesta înseamnă protecție divină, pentru că uitați în număr 22 cu 12. Dumnezeu a zis lui Balam: Să nu te duci cu ei și nici să nu blastăm pe poporul acela că este binecuvântat. Cu alte cuvinte, stai sub protecția mea, nu te lega de ce, știi că nu trebuie să te legi. Și ascultând, comunicând cu Dumnezeu, Balam este un om care um, se conformează cuvântului lui Dumnezeu. 22 cu 13 din numeri. Balam s-a sculat dimineața și a zis că pe lui Balac, duceți-vă în la voastră, căci Domnul nu vrea să mă duc cu voi. Și un om care ascultă. Un avantaj extraordinar. Este un har să vorbești cu Domnul, este un har să rămâi sub protecția lui Dumnezeu și este un har să înfrunți pe cei mari pentru cuvântul Domnului. Al doilea avantaj. Este tocmai acesta. A avut curajul să recunoască pe Domnul și cuvântul său în fața celor mai mari, numer 22 cu 38. Balam i-a răspuns lui Balac: N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Balac i zis lui Balam: Pentru ce n-ai venit la mine, cum nu pot eu să-ți dau cinste? Și atunci Balam i-a răspuns lui Balac: Iată că am venit la tine așa cum acum îmi va fi îngăduitoare să spun ceva? Și a uitat să-i spune, voi spune cuvintele pe care mi le va pune Domnul Dumnezeu în gură. Eu nu o să spun altceva. Deci nu se teme de împărați. Nu se teme să-i înfrunte. Aceasta înseamnă caracter din Dumnezeu. Aceasta înseamnă urârea compromisului. Aceasta înseamnă, frașesturilor, doamnelor și domnilor, curaj în slujire. Mai avem un exemplu în paginile Sfintelor Scripturi, prorocul Mica, unul împărat 22 cu 14. Când reprezentanții lui Ahab au venit la el și i-au spus toți prorocii lui Ahab și a lui Izabela îi profețezi de bine, așa să profețești și tu. Ce a spus Mica? Să mă ferească Dumnezeu dacă nu voi vorbi ce îmi va vorbi Domnul. Vă tot Israelul risipit. Prorocii voștri sunt mincinoși. O să ajungi în groapă, nicio problemă, eu spun adevărul. Așa face și Balam, nu se compromite. Și apoi, al treilea aspect din caracterul lui, pe lângă faptul că el comunică cu Dumnezeu, pe lângă faptul că are curajul să înfrunte pe cei mari pentru cuvântul Domnului, el a avut cuvântul Domnului cu el în inimă tot timpul. Numer 23, 21 la 14. Cuvântul Domnului spune așa. El nu vede nicio fără de lege în Iacob. Nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt, tăria lui este pentru el ca bivolul lui. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacob, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacob și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Da, poporul acesta se scolă ca o leoaică și se ridică tocmai ca un leu. Nu se culcă pe cine nu își mănâncă prada și n-a băut sânge de celor uciși. Balaam știe cuvântul Domnului. Are cu el cuvântul Domnului. În Duhul lui, el este saturat cu acest cuvânt după ceea ce Sfântul Apostol Pavel ne învață pe noi în aceste vremuri din urmă când spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Acest este avantajul lui, caracterul lui, un avantaj pe care îl avem și noi, să cunoaștem pe Domnul. Și mulțumim Domnului că în aceste vremuri din urmă Dumnezeu încă vorbește prin Duhul Lui Cel Sfânt. A vorbit în Emanuel? A vorbit cu noi. Vorbește prin cuvânt. Avem avantaje mari. Dar totuși trebuie să fim atenți. În al doilea rând să ne uităm la cunoașterea specifică a lui Balaam. Ce cunoaște Balaam de este prezentat apoi în paginile Sfintelor Scripturi ca un om la care să ne uităm cu atenție și să nu cădem în greșeala lui. Balam nu a cunoscut, fiți atenți ce vă spun, Balam nu a cunoscut despre Domnul. Balam nu a cunoscut pe Domnul în general. Balam a cunoscut pe Domnul în particular, intim. Într-o părtășie, așa cum putem să spunem și noi, uitați-vă împreună cu mine la cinci aspecte ale acestei părtășii. Prima. Balam este omul lui Dumnezeu care cunoaște siguranța și fericirea poporului Domnului. Numer 23, 21 la 24, pasajul pe care l-am citit. El nu vede nicio fără de lege în Iacob. El este păzit, se culcă ca o leoaică, se lupte ca o leoaică. Balam a știut lucrul acesta. Aceasta înseamnă că. Poporul Domnului este un popor iertat, 23 cu 21. Poporul Domnului este un popor în cu Dumnezeu, 23 cu 22. vorbim de numeri și poporul Domnului este un popor care are o siguranță, o securitate oferită de Domnul, numer 23 cu 23 la 24. Deci Balan cunoaște aceasta și tu cunoști că cel ce păzește pe Israel, cel ce păzește pe Emanuel, cel ce te păzește pe tine și casa ta nu doarme nici nu țipește. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. El nu este un om care să o obosească. El este Dumnezeul cel atotputernic. Balam știe aceasta. Și tu știi. Și eu știu. Al doilea lucru din cunoașterea lui specifică. El vede adevărul lui Dumnezeu despre poporul său. Care este adevărul lui Dumnezeu cu privire la poporul său? Uitați ce vede el. Balam înțelege că poporul Domnului este un popor pus deoparte, separat. Numer 23 cu 7 la 10. Cuvântul Domnului spune, Balam și-a rostit profeția și a zis, Balac m-a dus din Aram, din Mesopotamia. Împăratul muabului m-a chemat din munții răsăritului zicând, vino și blastăm pe Iacob, vino și defaimă-l pe Israel. Și au zis ce spune, deci vede-l pus deoparte, cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Pentru că știe că este un popor separat, aparte, pus deoparte. Îl văd din vârful stâncilor, spune versetul 9. Îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Biserica trebuie să fie la fel, să nu se asemene cu neamurile, cu lumea. Biserica trebuie să fie un popor pus deoparte pentru Domnul, a cărei viață este o viață sfântă. Balam a văzut lucrul acesta, adevărul acesta despre poporul Domnului. A văzut apoi justificarea sau neprihănirea poporului Domnului, 23 cu 19. Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului căruia să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Slăvit să fie Domnul! Ce să facem împotriva legii lui Dumnezeu? Dumnezeu te socotește neprihănit, este exact așa. blastă nu-l pot blestema, pentru că nu văd nicio nelegiuire. Când Dumnezeu se uită la noi prin Domnul Isus Hristos, spune că suntem un popor sfânt, un popor pus deoparte. A văzut de asemenea Balaam în, 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 adevărul despre poporul Domnului, sfințirea poporului Domnului. Numer 24, versetele 3 la 9. Balam și-a rostit profeția și a zis, iată ce zice Balam fiului Peor omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Un popor sfânt. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacobe. El a văzut gloria poporului Domnului, de asemenea, Numărul 24 cu 16, când spune, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt, cel ce vede, vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși, îl văd, dar nu acum, îl văd, dar nu de aproape, o steară sare din Iacob, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Acesta străpunge laturile Moabului și prăpădește pe copiii lui Set. gloria lui Dumnezeu, măreția lui și, bineînțeles, toate acestea datorită faptului că Balam este profet, este plin de cuvântul Domnului, este plin de Duhul Domnului. Al treilea lucru, el a înțeles că din cioșia Domnului pentru poporul său, numărul 24 cu 13, unde cuvântul Domnului spune așa, chiar dacă mi-ar da balac și chiar casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însum nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune în tocmai ce va zice El. Și Balam devine credincios, îl ascultă pe Domnul, pentru că Balam înțelege că Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu aur și cu argint. Necazul este însă celălalt, că oamenii lui Dumnezeu pot fi cumpărați de uneori cu aur și cu argint. Și mulți au fost cumpărați. Cunosc păstori care au fost cumpărați cu aur și cu argint, cu dolari, cu euro, cu promisiuni, profeți care au venit printre noi însoțiți de Domnul, și când au dat de bani din America și au pierdut darul, Domnul nu poate fi cumpărat cu aur și cu argint. De ce nu trebuie să avem grijă? Oamenii pot să fie cumpărați, dacă sunt neveghetori. O altă cunoaștere specifică, a patra, Balam se bucură de cercetarea Duhului Sfânt. De ce spun că este un profet? Numer 24 cu cu doi. Balam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi după semințiile lui. Și ascultați acum! Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Duhul Domnului nu vine peste oameni lumești. Duhul Domnului nu vine peste lume. Duhul Domnului vine peste Fiii lui Dumnezeu. Duhul sfânt pe care lumea nu-l primește, nu-l cunoaște și nu-l poate primi. cercetat de Duhul Domnului ca Gedeon, ca Samson, ca Iefta. Aceasta înseamnă că avea Balam lumina lui Dumnezeu. Și aș vrea să notați împreună cu mine ce lumină avea Balam. Nu știu dacă ați remarcat vreodată, și o spun aceasta cu smerenie, acest pasaj din Mica, capitolul 6, cu versetele 5 la 8. Mica, deci Poate că 1000 de ani, 1500 de ani după Balaam. Auziți ce spune mica, referindu-se la lumina Duhului care era peste Balaam. Mica, 6, de la 5 la 8. Poporul meu, aduți aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului, și auziți, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Și uitați ce s-a întâmplat, ce plănuia Balac. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Așa a zis și Balac. Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot? Nu că i-a zis, hai că aducem arderi de tot aici. Pe dealul ăsta, pe dealul ăsta, pe dealul ăsta. Îl voi întâmpina cu viței de un an, a zis, adu șapte viței, tu adu șapte viței? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Și auziți, să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, pentru că urăciunea Moabului, dumnezeu lui era chemoș care cerea jerfei omenești, să dau eu pentru fără de mele pe întâiul meu născut rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu. Și auziți, cuvintele aceste nu mica le spune, Balaam le spune, ți s-a arătat omule, Balact, ce bine cere ce bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli zmerit cu Domnul Dumnezeul tău. Ase nu mica le-a spus, asta le-a spus Balaam. Pentru că Balac a zis, și fiul mi-l trec prin foc. Nu? Crezi că asta îl așteaptă Domnul? Nu așteaptă Dumnezeu așa ceva. Și prin mica, 1000-1500 de ani mai târziu, Duhul Domnului spune, adu-ți aminte poporul meu. Ce se întâmplă astăzi când Manase, își, împăratul Manase își trece copilul prin foc? Așa ceru Balac și Balam ce a învățat atunci? Încă era un om plin de Duhul Sfânt, un om plin de puterea lui Dumnezeu. De aceea și căderea lui a fost o cădere spectaculoasă. Deci nu putem să spunem, așa cum spun unii foarte superficial, a, Balaam, un ghicitor. Nu, Dumnezeu nu se folosește de ghicitor ca să-și reveleze planul lui despre Domnul Isus Hristos. Dumnezeu se folosește de uh, oameni convertiți, însă Balaam s-a întors la locul lui Ca Iuda, s-a întors la ghicit, s-a întors la păcat, s-a întors la fără de lege, pentru că. Uh, n-a da, vrut să asculte. Și este o a cincea dimensiune în cunoașterea lui specifică și anume Balam, fiind plin de Duhul Domnului și de cuvânt, el cunoaște răsplata neprihănirii. Număr 23 cu 10. O, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Ca să mor de moartea celor neprihăniți, trăiește ca ei. Sfârșește în credință ca ei. Evrei 11 cu 13, cum spuneau mereu, Aștia au murit în credință, nu credința a murit în ei. Ei au murit în credință. Fii împlinitor cu fapta ceea ce cunoști din cuvântul Domnului. Iacob 1, 23 la 25. Știind aceste lucruri, haideți în al treilea rând și în ultimul rând să ne uităm specific la rătăcirea lui Balam. Deci să fii într-o poziție atât de înaltă, să fii ghicitor, să te convertești, și Dumnezeu să te facă profetul lui, să vorbească cu tine, să comunice cu tine gură către gură, să te umple cu Duhul Sfânt, să ai caracter, să înfrunți împărație, să spui, eu nu mă compromit, pot să-mi dea balac casa lui plină cu aur și argint, ce a binecuvântat Dumnezeu și eu binecuvântez. Și totuși, mărimea pungii l-a furat. Mărimea arginților, numărul arginților l-a furat. a început în Duhul și a sfârșit o în firea pământească. Uitați-vă la cinci trepte ale căderii lui. Primul. Deci de unde a început căderea lui Balaam? A căutat să schimbe cuvântul Domnului. Aici este căderea celor mai mulți. Iosua 24 cu 9. Balac a chemat pe Balaam fiului Beor ca să vă blasteme, Zice Domnul prin profetul Iosua, dar n-am vrut să ascult pe Balaam. Deși Balaam a promis că stă pe cuvântul Domnului, a schimbat cuvântul Domnului. Frați suror, și surori, domnule și domnul, uitați-vă bine în cuvântul Domnului și ascultați-mă bine ce vă spun din nou în această seară. Căderea celor mai mulți aici începe. Diavolul vine în mintea noastră, vine în mintea mea, vine în mintea ta, vine în mintea lui Adam, vine în mintea lui Eva, vine în mintea lui Balaam și zice așa. Oare a zis Domnul? Nu? Oare a zis Domnul chiar așa? Astea sunt exagerările lui Gog. Sau acolo pe cine vreți, păstorul sau profetul. Fanatismele lui. Și când încep să umbli la cuvânt, Încep să aluneci, să te îndoi de sfințenia lui Dumnezeu. Balam, zice, a fost chemat să vă blasteme. El a zis, eu nu blastem, dar se vede că la un moment dat, când a văzut că argintul crește, a zis, nu fi Dumnezeu chiar așa de rău. A schimbat un pic. Pentru că a vorbit diavolul ca și la Eva. Oare a zis Dumnezeu chiar așa? Uită-te la israeliți aceștia, așa cum se vorbește și astăzi. Pun mâna peste tot, fac aur din tot, lasă domnule să mai piardă și ei. Așa ceva în Biblie nu scrie. Așa ceva în Scriptură nu scrie. Cuvântul Domnului rămâne același întotdeauna. Matei 24 cu 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele rămân în viață. Cuvântul Domnului este același în ceruri Psalmul 119, cu versetul 89. De aceea o să facem studiu biblic și în ceruri. Nici acolo nu scăpați de mine. Știu că vă bucurați, dar facem studiu biblic. Cuvântul tău deinește în veci, în ceruri. Dumnezeu, așa scrie în Biblia mea. Înseamnă că facem studiu biblic acolo. Cuvântul Domnului este relevant pentru toate generațiile de oameni. Deuteronom 6, 6 să le spui copiilor, copiilor tăi, nu-i demodat cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este o învățătură pentru fiecare generație. Și nu trebuie să-l schimbe nimeni. Un om al Domnului nu trece peste ce este scris. 1 Corinteni patru cu 6. Căderea începe aici. Să schimbăm un pic. Să transformăm cuvântul. Deci a schimbat, a căutat să schimbe cuvântul Domnului. Zice Dumnezeu, dar eu nu l-am ascultat. Dumnezeu nu ascultă glas de câine în cer. Doi, ai iubit plata fără de legii 2 Petru 2 cu 15 Biblia spune iubirea de bani Nu iubi, nu faptul că ai bani Când ești legat de bani Ca și tânărul acela bogat Îți mai lesește un singur lucru, i-a zis Domnul Vinde tot ce ai și urmează-mă Nu e cerut Dumnezeu să-și vândă și să-și dea toate avele Ca să fie sărac Foarte puțin înțeleg ce vrea să spună Dumnezeu Dumnezeu i-a spus Ia dezleagă-ți tu inima de ce ai Că le pot sufla într-o zi și nu mai ai nimic. Și leagă-ți-o de mine. Pentru că dacă ți-o legi de mine, toate celelalte Dumnezeu ți le dă pe deasupra. Nu este Dumnezeu împotriva bogățiilor. Nu este Dumnezeu împotriva faptului că cineva are sau posedă. Să nu uitați, frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv dumneavoastră care o să ne urmăriți pe internet sau la televiziune. Dumnezeu o să ne ducă să umbăm pe străzi de aur. A înseamnă dacă ne duce acolo, nu ne să mâncăm pământ aici. Ce să umblăm cu teorii din acestea, te-ai îmbrăcat frumos, nu o să ajungi în rai. Pe păi, tocmai pentru că te-ai îmbrăcat murdar, nu o să ajunge acolo, pentru că Dumnezeu este sfânt și curat. Ia mai șprează-te un pic. Știți, noi facem o evanghelie care să gâdele firea. La ce bun? Însă, Biblia spune, iubirea de bani când Dumnezeu este pe locul 2 și prioritar este altceva, atunci avem probleme. Inima s-a dus lângă comoră, Matei 6 cu 21. Unde vă este comora, acolo vă este inima. Asta a fost problema. A iubit lumea de acum, 2 Timotei 4 cu 10, Dima pentru dragoste din lume, din dragoste pentru lumea, de acum m-a părăsit. A părăsit poruncile Domnului. Ioan 14 cu 15, dacă mă iubiți, păziți cuvântul meu. Nu vă legați inima de aur și de argint. Vă legați inima de Dumnezeu și Dumnezeu ne dă pe deasupra aurul și argintul. Deci primul lucru pe care l-a făcut, a schimbat cuvântul Domnului. A pus el o rotiță acolo să sune altfel. Apoi, cu ce scop a schimbat? Pentru că inima ei s-a întors la lucruri pământești. Plata fără de lege, asta înseamnă. 3. A învățat poporul Domnului să păcătuiască. Apocalipsa 2 cu 14, numeri 31 cu 16. Uitați ce spune cuvântul Domnului în pasajul acesta. Iată, ele, vorbind despre femeile cu care au păcătuit Israel, sunt acelea care, după cuvântul lui Balam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui pe Peor, adică închinare la chemoș. Și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Apocalipsa 2 cu 14. Dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo în biserică niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potegnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Vai de cine face pe alții să păcătoiască, spune Iisus Hristos, Matei 8, 13, cu 6 la 9. Vai de cine pune la altul un pahar să bea, Vai de cine corupe pe alții în senzualism, în pornografie și în desfrâu. Vai de cine conduce pe alții în idolatrie. Așa spune cuvântul Domnului. Balam, după ce s-a corupt pe sine, a zis să corupem și pe alții. Și a corupt și pe alții. S-a dedat la curvie, i-a învățat și pe alții să curvească. S-a dedat la beție, i-a învățat și pe alții să bea. S-a dedat la idolatrie, a învățat și pe alții să comite idolatrie. S-a dedat la senzualism, i-a învățat și pe alții, pe Israel. Pentru că a vrut să schimbe cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia condamnă aspru pe cei care învață pe alții să păcătoască. De aceea spune Iisus Hristos, mai bine le s-ar fi legat o piatră de moră de gât înainte să facă lucrurile acestea și să se să, să arunce în râu și mureau mântuiți. Maybe. Patru. <laughs> s-a întors la locul său deci căderea lui. Numer 24 cu 25 în traducerea nouă Cornilescu spune Balam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Traduce Cornilescu clasic. Balac a plecat și el acasă, dar în, în 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 limbajul ebraic și în Cornilescul revizuit spune Balam s-a sculat și s-a dus la locul lui. Mai despre Iuda să-mi spune acest lucru. Locul lui este cel pe care și l-a ales. S-a întors, adică unde era inima. S-a reîntors la viața de păcat, la locul lui. S-a întors la viață, scuzați de expresie, este biblică, s-a reîntors la viață animalică, potrivit 2 Petru 2 cu 20 la 22, când Petru spune acolo, ei se aseamănă ca unii care, au fost spălați și după ce ai spălat purcelul, unde se aduce înapoi? În mol și câinele se întorce la ce a vărsat. Viața animalică s-a întors la moarte eternă. De aceea, încă o dată, din partea Domnului, din partea mea ca slujitor, ca frate al dumneavoastră, ne trebuie multă atenție în umblarea noastră. Ne trebuie multă atenție noi cunoaștem mult. Nouă Dumnezeu ne-a vorbit mult. Ne-a revelat mult. Ne-a arătat că ne iubește. A turnat în durare și ploi de binecuvântări peste Emanuel și peste noi. Și de aceea ne trebuie să fim atenți. Și a cincea dimensiune și ultima în căderea lui a fost ucis de Iosua. Iosua 13 cu 22 spune cuvântul Domnului Între cei pe care i a ucis copiii lui Israel nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balam s-a întors înapoi și a devenit ghicitor fiul lui Beor Însă dumneavoastră împreună cu mine aș vrea să se numește să extrapolăm să privim un pic în viitor ca și niște profeții ai lui Dumnezeu Dacă pe Balam l-a ucis Iosua eu să vă spun, este un Iosua mai mare, un Iesua mai mare. Știți cine este? Este Iisus Hristos. Când schimb calea, când intri în rătăcirea lui Balaam, când caz de unde ai cunoscut și te întorci înapoi la lucrurile pe care cândva le-ai părăsit, Iisus Hristos are o sabie mai ascuțită decât a lui Iosua. Cu sabia cuvântului său, Iisus Hristos va nimeci pe anticrist, pe profetul mincinos, pe satana, pe toți demonii lui și pe toți cei ce vor lupta împotriva lui, pe toți balami. De aceea, mie și ție. Cuvântul Domnului ne spune, aveți grijă, nici calea lui Cain, nici rătăcirea lui Balaam. Aduți aminte de unde ai căzut, spune. Și întoarce-te din nou la dragostea din tâi. Pentru că nu ne am pins nimeni. În final, noi am decis să ne ducem unde ne ducem, să ne întoarcem la ce ne întoarcem, ori să facem ce facem. De aceea, uitându-ne la Balaam, la acest exemplu pe care Duhul Domnul îl dă prin profetul Iuda, pentru aceste vremuri din urmă, credeți că vorbește degeaba cuvântul Domnului? Nu, Acestea sunt timpurile pe care noi le trăim. Oamenii se panichează, se sperie, sunt tot mai fricoși pentru pâinea de mâine. Toată lumea trebuie să muncească dacă este unde să muncește, dar fie că muncim, fie că nu avem unde să muncim, în final, preiubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Le poartă Dumnezeu de grijă. Și de aceea nu trebuie să ne speriem și să ne uităm ca și Balam, unde e punga mai mare, acolo ne îndreptăm. Unde e promisiunea mai mare, acolo ne ducem. Acolo ne compromitem, acolo ne vindem, că ne vindem sufletul. Și atunci putem să ne tânguim și să spunem, o, de aș muri de moartea celor neprihăniți. Și putem cânta, este o cântare frumoasă. Ca să murim de moartea celor neprihăniți, să trăim și viața lor. Și adevărul lor, și constanța lor. Și dacă Domnul a găsit cu cale să ne reveleze adevărul Său, să umblăm în acest adevăr până la capăt. Pentru ca să se poată spune despre noi într-o zi: dacă a murit în credință, au murit toți aceștia. N-a murit credința în ei. Amin.